Astăzi vorbim despre magia de a fi părinți. Cineva, un om inteligent și cu mai multă experiență decât mine, spunea la un moment dat că faptul că ai un copil nu te face părinte, așa cum dacă ai un pian, nu ești pianist. Astăzi vorbim despre ce facem, cum creștem copii frumoși și sănătoși, dar mai presus de toate fericiți. Și avem o invitată care știe bine rolul ăsta, sigur e mamă de doi, dar înainte de asta este psihoterapeut sau după, nici nu știu, are sens această ordine. Gabriela Maluf este alături de noi și ca de obicei în stânga, Mr. Curious, tăticul curios astăzi, parcă se potrivește mai bine. Să pornim discuția de la ideea asta că toți ne străduim să-i facem fericiți pe copiii noștri. Oare care sunt lucrurile cele mai importante pe care le-ai descoperit în seria de ateliere pe care le faci împreună cu părinții? Unde este prima și cea mai mare situație? Mie nu-mi place cuvântul problemă în legătură cu copiii noștri. Suntem mai atenți, facem exces de zel, încercăm să comunicăm și nu prea reușim. Unde e prima și cea mai ușor de observat problemă în ideea asta de a fi părinte? Cred că fiecare familie are specificul ei aparte și am putea vorbi de diverse locuri în care ruptura asta se produce în comunicare, în relaționare, dar pentru că vorbeai de fericire, câteodată noi părinții plecăm cu cele mai bune intenții la drum și ne dorim copiii noștri foarte, foarte fericiți și de focul ăsta, de dragul sau nu știu, de a nu-i vedea niciodată nefericiți, le răpim de fapt cel mai important lucru pe care l-au copiii și anume puterea de a experimenta. Pentru că noi vrem să facem totul repede, repede pentru ei, să-i supraprotejăm, să fie întotdeauna în siguranță, să fie întotdeauna fericiți și atunci ei trăiesc cu senzația că ei nu sunt în stare să facă nimic fără ajutorul cuiva. Și de fapt nu sunt fericiți. Aici e discuția. Un părinte fericit nu are întotdeauna obligatoriu un copil fericit. Trăim în lumea în care un copil trebuie să fie ocupat. Merge la școală, face lecții de canto, de pian, judo, gimnastică, balet. Toate fetițele din jurul meu sunt fie pianiste, fie balerine în devenire. E greșit sau nu? Orice lucru pe care încerci să-l controlezi, la un moment dat o să ajungi la concluzia că ceva nu funcționează. Imaginează-ți o ființă umană. Dacă nu putem să controlăm lucruri simple din jurul nostru pentru că pentru că nu putem. Când ne gândim la o ființă umană care are propria ei voință, conștiință, alegere, decizie, în sfârșit deține copilul ăla micuț, așa pe care îl avem noi prin casă, are și el dorințele lui și nevoile lui. Și atunci dacă eu vin și spun, eu sunt cel care știe cel mai bine de ce ai tu nevoie sau ce-ți dorești tu, copilul e posibil să accepte până la o anumită vârstă, până spre maxim 2 ani, după care o să încerce să-și câștige independența cu forța cumva și avem celebrele crize de furie, celebrele momente în care părinții spun cam asta e vârsta, de la 2-3 ani în sus vin părinții la ateliere sau la cabinet și spun nu ne prea mai înțelegem cu copiii că plâng foarte mult, se trântesc pe jos și când iei un pic să, pe părinți să-i întreb să vedem, hai să vedem care e dinamica, care e rutina familiei, descoperim că părintele face totul pentru copil cu cea mai bună intenție. Când înțeleg eu ca mamă că e prea mult? Cred că prima lucru pe care ar trebui să-l știm este că cel mai bun lucru pentru o ființă umană este să experimenteze toate emoțiile posibile de pe planeta noastră în funcție de stimuli cu care venim în contact. Adică dacă un copil mic este protejat de a nu simți tristețea sau frustrarea, este foarte posibil după ce iese din frumoasa grijă a mamei să dea nas în nas cu grădinița, cu școala, cu locul de muncă. Și din păcate, statistica ne arată că doza de frustrare foarte mare la vârste sensibile, cum ar fi adolescența sau adulții tineri, poate fi fatală. Pe de altă parte, sunt vârste și vârste. Exact. Eu îți spun din propria mea experiență. Am încercat un studiu unui instrument, având în casă muzician, mi-am dorit foarte tare.
Am început cu pianul, că mi s-a părut simplu. După câteva lecții, s-a ascuns în baie și a zis, nu mai vreau să nu mai vină doamna asta. Acum, mare fiind, îmi spune, de ce n-ai insistat? Mi-ar fi plăcut să studiez pianul, iar eu m-am oprit de teamă să nu îi fac copilului rău. Da. Cum să forțez să facă ceva? Eu am așa o regulă așa mea, pe care o folosesc și cu copiii mei și cu copiii cu care lucrez. Eu cred că până undeva în jurul vârstei de 5-6 ani e în regulă să experimentăm mai multe activități, fără să supra-solicităm. Adică dacă ne ducem de două ori pe săptămână, o dată la o activitate, nu știu, o dată la sport, o dată la muzică, o dată... Așa, să experimentăm, că e copilul mic, că nu ne ducem în fiecare zi cu un copil până în 6 ani, că e posibil să-l supra-solicităm și la final să spună că nu-i place nimic, pentru că e supra-solicitat. După care, ulterior, sunt convinsă, din experiența proprie și din experiența celor cu care lucrez, copilul alege o zonă de confort și o zonă în care se simte sigur pe el. Pe zona aia merge și putem să facem și de 3 ori pe săptămână cu un copil mai mare aceeași activitate. Dacă vrea să facă performanță. Dacă nu vrea să facă performanță, atunci putem să spunem, ok, hobby-ul meu este să cânt, dar uite, aș vrea să fac și sport și o să fac și not. Și o să mă duc o dată pe săptămână la not și poate o dată pe săptămână la muzică. Știi când renunță copiii? Când nu sunt obișnuiți cu disciplina. Există sistemul atât de mult comentat și admirat de unii dintre noi, nordic, finlandez, în care copiii pare că sunt crescuți liberi, total liberi, dar sunt niște reguli extrem de clare. E o libertate într-o anumită zonă. Da. Aici cred că avem de lucru. Ne uităm cu drag și cu nesați, copiii aceia parcă știu foarte bine niște lucruri, dar de fapt când începe să se aplice regula? La ce vârstă e foarte clar că o regulă nu poate fi încălcată? Eu cred că prima oară este exemplu personal. Adică când avem un copilaș micuț care doar ne vede pe noi, vede că noi aplicăm niște reguli și putem să fim, chiar dacă avem senzația că copilul nostru nu înțelege, putem să spunem, uite, trecem strada când s-a făcut verde, pentru că și putem să-i explicăm. Și putem să vorbim mult, chiar dacă noi credem că copilul a înțeles sau n-a înțeles, e important să-i tot vorbim și să tot ne dăm pe noi drept exemplu de persoane sociale corespunzătoare, să spun așa, cu comportamente dezirabile. După care, de când începe micuțul să se deplaseze, îi putem povesti anumite seturi de reguli. Care sunt regulile cele mai clare, primele, pe care trebuie să le învețe un copil? Primele și cele mai valoroase. Uite, eu am așa, eu le spun copiilor cu care lucrez și copiilor mei de acasă că au voie să-și exprime orice emoție Chiar și furia. Pentru, așa spune la carte, că emoțiile sunt permise de ce? Că sunt spontane. Nu se trezește nimeni dimineața că vrea să fie 50% furios, 10% fericit. Nu, nimeni. Sunt spontane. Ni se întâmplă lucruri și emoțiile sunt spontane. Deci eu n-am cum să spun ție, n-ai niciun motiv să fii furioasă, pentru că ești deja. N-am cum să spun eu, dar ce motiv ai tu sau nu. Și atunci, ce le spunem copiilor? Ai voie să-ți exprimi și-ți văd și-ți validezi toate emoțiile pe care tu le trăiești, dar îți limitezi comportamentul care urmează emoției. Adică, ai voie să fii furios și să-ți descași furia, că întrebai regulile, fără să te rănești pe tine, adică nu te dai cu capul de pereți, nu-ți mulci părul din cap, fără să rănești alte persoane, nu-ți vergi furia pe alte persoane, nu te duci să lovești pe altcineva și în niciun caz nu distrugi lucruri în jurul tău, mai ales dacă lucrurile respective sunt muncite de alte persoane. Cumva, am voie să-mi exprim orice emoție, respectând aceste trei reguli foarte, foarte simple. Nu mă rănesc, nu rănesc pe altcineva și nu distrug lucruri în jurul meu. De ce? Pentru că este bine cunoscut că comportamentul uman nu vine, sau comportamentul uman neplăcut, nu vine ca urmare a emoțiilor, așa zis, negative și atât. Copiii se rănesc, se lovesc și fac prostii și când sunt fericiți. Pentru că suntem într-o stare de exuberanță și poate, nu știu, ne împiedicăm și cădem sau lovim alt copil tot așa în starea noastră. Deci nu emoția e problema.
ci felul în care se manifestă în cadrul acelei emoții. Asta e o discuție foarte interesantă. Trăim în epoca comunicării. Toți știm că de la vârste foarte fragede copiii au acces la tot felul de dispozitive. Telefonul este un prieten și un dușman în același timp. De cele mai multe ori părinții întrebați spun că este cea mai la îndemână metodă de control. Iar eu întreb, e nevoie de acest control? La ce vârstă are nevoie de un astfel de obiect un copil? Se vorbește de 2-4 ani. Am citit studii care spun că oricum, la orice vârstă e prea devreme. Cred că trebuie să găsim un echilibru. Da. Ce e de fapt telefonul? Este un obiect care îi dă părintelui o formă de relaxare pentru că știe ce se întâmplă cu copilul? Sau este doar încă o metodă prin care îi facem pe copii atenți la orice altceva, doar la copilăria lor, nu? Studiile ne arată clar că până în vârsta de 3 ani ar fi bine să nu expunem copiii la tehnologie, pentru că se afectează direct undele cerebrale și foarte o discuție foarte, foarte lungă despre cum este afectat creierul copiilor dacă depășesc limitele propuse de oamenii de știință. După care, eu cred că atâta timp cât este cu cineva acasă și este în grija cuiva, e bine să nu aibă telefon, pentru că are celălalt persoană cu care copilul este în grijă. Adică nu văd de ce ar mai trebui să aibă și cel mic un telefon dacă este cu cineva acasă sau la școală, și la școală poți să comunici cu un adult. Ulterior, într-adevăr, dacă ne lăsăm copiii acasă singuri sau ei deja sunt mai mari și merg la anumite activități, e cumva musai ca cei mici sau cei mari de fapt să aibă o metodă de comunicare. Niciodată nu inspir oamenii să continue această nebunie de toată lumea are telefon sau nu știu ce telefon și trebuie să am și eu am o vorbă pe care o spun tot timpul, că adaptarea la ceva nesănătos nu e dovadă de sănătate. Adică dacă ne adaptăm la o practică sau la o rutină care nu e tocmai un semn de sănătate, asta nu ne face pe noi sănătoși și ne face să fim la fel ca ceilalți. Eu le povestesc copiilor despre grupurile exclusiviste și lor le place foarte mult acest cuvânt, în care pot să-și găsească oameni asemenea lor care au viziuni diferite decât grupul mare. Și întotdeauna mai toți copiii decid să adere la grupurile mici și exclusiviste, care au alte principii decât haide să facem și noi cum face toată lumea. Puțin că aici e foarte interesant. Tu ești psiholog și știi niște lucruri. Da. Ar trebui să le știe și părintele. Da, ar trebui să le știe și părintele și poate că ar trebui și părintele să le adopte. Că dacă eu ca părinte îmi doresc eu tot ce are vecinul sau eu vreau să ader la societatea, la comunitatea, n-am cum să-i spun copilului uite, eu fac tot ce face toată lumea, dar tu du-te la grupul tău exclusivist, tu du-te la copiii aia care citesc. L-aș întreba pe domnul tătic curios, Mr. Curious. L-aș întreba care a fost prima lecție pe care a primit-o de la fiul. Foarte bună întrebare, Eliana, pentru că voiam să completez ce a spus distinsa noastră invitată. Parentingul este un proces bivalent, adică odată cu ai niște copii, se educă și părinții. Și din punctul ăsta de vedere, din experiența mea, anii mei de copilărie și din postura actuală de părinte, am constatat că în mod ideal, relația părinte-copil este una elastică. Cum spun românii, fiecare lasă de la el. Dar nu lasă la el în sens de a renunța, a-i face un moft copilului sau părintele. Nu. Ci lucrul cel mai important din punctul meu de vedere este să-l faci pe copil să înțeleagă de ce și nu să-l obligi pentru că. Și mi-am dat seama de acest lucru și când eram foarte mic și tatăl meu mi-a explicat cu instrumentele specifice vârstei mele de ce nu e bine să umblu la priză, iar mai târziu când eram elev de liceu și visam să ajung mare scenarist, scriitor, jurnalist, el a ținut musai să mă dea la Politehnică. Evident, a fost un scandal monstru în casă. A câștigat tatăl meu. De ce? Nu pentru că eu am renunțat, ci pentru că mi-a spus, ok, poți să fii scriitor și dacă faci Politehnică, fii convins, ai încredere în mine că această facultate te va învăța să gândești. Deci el m-a făcut să înțeleg că nu se termină lumea
nu se închid toate posturile, nu mi se închid toate ușile spre scriitura, dacă eu urmez ingineria. Și i-am dat dreptate și când am vrut să umblu la priză, pentru că mi-a explicat cu instrumentele mele. Niciodată nu mi-a spus, dacă cumva faci asta, o să ai de-a face cu mine. Ai vreun echivalent al prizei din copilăria ta în legătură cu copilul tău? Da, am și am unul la fel de plastic. Eu sunt microbist, sunt înnebunit după fotbal. Am încercat de foarte multe ori să-mi duc fiul pe stadion. Tati, este foarte frumos, mergi cu mine, ai încredere în mine. N-ai mare greșeală. Uh-huh. El a mers o dată de două ori, se vedea pe fața lui că nu-l atrage. Iar când am încercat a patra oară să-l duc, mi-a spus, tati, găsești și bilete la un meci de basket? Că mie îmi place să mă uit la basket. Și în momentul ăla mi-am dat seama că fericirea părintelui vine din fericirea copilului. Fericirea părintelui este doar un lucru secundar, este un efect al fericirii copilului. Dar trebuie să-l experimentezi. Degeaba spunem noi, sunt un părinte fericit. Dacă puștul stă bosunflat și e obligat să cânte la pian, cum ai spus tu mai devreme, înseamnă că nu e fericit și eu sunt doar aparent fericit în calitate de părinte. Asta e părerea. Aici aș avea o întrebare aplicată, fiind mamă de copil mare. Când trebuie să-ți înfrângi ideea asta de nu mai căuta, că-ți spun eu, sau cum să ajungi la o relație ideală, e greu de crezut, din care el să nu înțeleagă nicio clipă că e neglijat. E vârsta la care, încă o dată, independența, gașca, oricine altcineva pare că e mai important. Da. Dacă copiii noștri sunt obișnuiți de mici să vorbească cu noi și de mici am avut rutina asta de discutăm despre anumite subiecte, rutina nu se pierde niciodată. Adică chiar dacă se diminuează, chiar dacă copilul nu mai vine chiar în fiecare zi și nu ne mai povestește toate nebuniile care s-au întâmplat cu el de-a lungul zilei, cumva rutina se păstrează. Ce faci când el îți spune ce i s-a întâmplat, poate un nimic, și tu ești cu gândul în altă parte și te întreabă, tu ce ai fi făcut în locul meu? Iar tu nu mai știi exact. Da. Înțelegi? Pentru că ți se pare o chestiune neinteresantă. Nu înseamnă că iubești mai puțin, înseamnă că realmente ceea ce îți povestește poate părea neimportant. Pentru el cu siguranță e important. Da. Și atunci îl pierzi. Da. Altă dată nu-ți mai spun. Păi exact ce spuneam un pic mai devreme, trebuie să validezi omului, indiferent de vârsta lui, emoțiile și ceea ce simte, pentru că tu nu poți să-i spui copilului care mic, care și-a rupt o jucărie, era doar o jucărie, cum nu poți să-i spui nici copilului mai mare, era doar un telefon sau dar era doar un prieten nepotrivit. N-ai cum să faci asta pentru că nu trăiești viața lui. Și atunci, indiferent de cât de neimportant ți se pare ție ce i s-a întâmplat lui, de validat ce a simțit, trebuie să-i validezi, e bine, e musai să-i validezi. Mami, te înțeleg, te văd că ești trist și că lucrurile, sau ești tristă și că ceea ce ți-a creat ție o emoție și o stare de tristețe aparte. Uite, poate că eu la vârsta mea, în momentul ăsta, nu mai mi se pare atât de important. O să ajungi probabil și tu la vârsta mea și o să vezi că lucrurile nu ți se mai... Dar te rog, spune ce s-a întâmplat, să găsim dacă se poate o soluție. Mie mi se pare că un copil de care deja vine și spune toate lucrurile astea, suntem pe calea cea bună, adică deja vorbește cu noi. Mai trist mi se pare dacă când nu mai spune nimic. Și când eu intru în intimitatea lui și deschid ușa și spunem, dar ce ți s-a întâmplat? Am o întrebare punctuală. Da. Cum îi iei telefonul din mâna unui copil care a trecut de 3 ore? Suntem într-o perioadă în care au destul de mult timp liber. Da. Și trebuie clar să pui ceva în locul telefonului, da. Dar el este atât de interesant. Da. Deci răspunsul este cu mult curaj. Cu mult curaj, pentru că pe noi ce ne sperie cel mai tare este ce se întâmplă după ce punem limita, după ce facem. Pentru că se trântește copilul pe jos fiecare 2 ani, fiecare 14 ani, că o să facă o criză de isterie, de furie și că, Doamne păzește, poate face ceva nepotrivit. Copilul mic mai mult decât să plângă, nu, dar plânge excesiv, sau copilul mare, Dumnezeu, ne avem fel de fel de gânduri și atunci frica ne oprește să punem limita. Și atunci, cu zâmbetul pe buze, punem limita și spunem acum, o să iau telefonul. Se vorbește mult despre bullying. Termenul e cunoscut tuturor. Ce se întâmplă? Cum rezolvăm o situație, indiferent că ești mama copilului care agresează sau că ești tatăl copilului agresat, e clar că e o situație din care trebuie să-i ajuți să iasă. Care sunt cele mai valoroase sfaturi pentru părinți
Pentru că eu cred că, în general, copiii sunt reflexia aproape perfectă a părinților și a vieții de acasă. Cum facem? Cum trăim în epidemia asta de agresivitate? Uite, o să-ți dau, de fapt, experiențele mele personale. Am 2 copii, amândoi sunt foarte calmi și foarte răbdători, dar unul știe să-și ia apărarea și celălalt nu știa. Cel mai eficient instrument pe care eu l-am prezentat băiețelului meu, chiar dacă avea doar 2 ani la vremea respectivă și l-am tot prezentat, că parenting în sine este vorba despre multă repetiție și perseverență. Nu există un panaceu, nu există o pastilă care să ne rezolve. Da, pe loc. Nu există așa ceva. Trebuie să ne luăm copilul, să vedem cum e el unic și diferit, cum suntem noi unici și diferiți, și să vedem ce îi se potrivește. Și atunci băiețelului meu i-am spus așa: uite, dacă tu o să te bați înapoi cu băieții ăștia, s-ar putea să nu rezolvi nimic. Dacă tu te pui pe plâns și fugi, s-ar putea să nu rezolvi nimic. Eu cred că copiii ăștia trebuie să vadă în tine că și tu ești un băiețel, un copil de aceeași vârstă cu ei, probabil și de aceeași dimensiune, și dacă tu ai vrea să ai comportamentul ăsta, ai putea să-l ai. Adică și tu ai putea să-i umilești sau să îi bați, sau să-i agresezi înapoi. Și atunci ar trebui să le arăți, cumva să te calibrezi cu ei, ăsta e termenul, să spunem așa, din psihologie, care e cel mai potrivit pentru și ca instrument pentru acești, așa zici, agresori, că nu-i frumos să etichetăm pe nimeni. Și atunci ce face omul care se calibrează? În momentul în care agresorul vine în fața ta, nu stai nici așa, nici nu te întorci cu spatele, nici nu te duci spre el ca și cum și tu ai vrea să îl agresezi, pur și simplu iei o poziție dreaptă, fermă, de putere, așa se numesc aceste poziții, poziții de putere. Ceea ce se întâmplă foarte frumos cu celălalt din fața ta este că neuronii lui oglindă funcționează foarte bine, și dacă nu mă credeți, o să vă rog să faceți exercițiu acasă, este testat și cu testele de salivă că este valabil. Celălalt se calibrează cu tine și cumva înțelege că sunteți egali. Ce vreau să vă spun, să puteți să încercați acasă, este dacă adoptăm 2 minute, atât 2 minute pe zi, poziții de putere, se schimbă biochimia corpului uman și chiar ne dă senzația că suntem puternici. Poziții de putere? Da. Ce înseamnă? E o anume poziție? Fiecare om are poziția lui. Copiii sunt supereroi, unii stă cu un picior în așa, alții stau, nu știu, trântiți în canapea cu picioarele în sus. Orice poziție pe care, despre care știi tu că ți-aduce și conferă un plus de forță. Eu fac asta inclusiv copiii care au examene. Înainte de examen, 2 minute, adoptăm poziție de putere, sau dacă avem un discurs public, sau dacă diferite lucruri unde avem nevoie de multă încredere în sine. Sunt puternic. Sunt puternic. Nu ești orice mi-i spune diferit. Că sunt gras, că sunt neplăcut, că am ochelari, nu mai... și reușesc să-ți dau replica. Excelent! Mă bucur că ai văzut că sunt gras. Înainte de a încheia, te-aș ruga din suflet să-mi spui câteva lucruri esențiale. Nu-mi place cuvântul sfaturi, dar ai putea să-mi dai, pentru că ești un expert în parenting. Care sunt cele mai valoroase lucruri pe care un părinte trebuie să le aibă, să le facă în relația cu copilul lui? Păi eu cred că calitatea cea mai importantă a unui părinte este perseverența, adică să facă de mai multe ori același lucru și este mână în mână cu răbdarea. Deja că suntem răbdători și perseverenți și facem de mai multe ori același lucru, este foarte, foarte posibil ca rezultatul să fie unul bun. Și ce i-aș mai sfătui pe părinți este să le acorde copiilor lor șansa de a fi autonomi, adică să facă lucruri potrivite vârstei lor singuri. Și lucrul ăsta le dă multă încredere copiilor lor în ei, iar un copil autonom este întotdeauna un copil încrezător și plin de putere. Deci, doamne, dacă suntem răbdători, perseverenți și creștem copii autonomi, care pot să facă multe, multe lucruri singuri, avem toate șansele că atunci când există sau apar mici probleme, să reușim să le gestionăm în relație. Și aș mai adăuga ceva foarte valoros. Toate obstacolele pot fi trecute cu iubire. Gabriela, îți mulțumesc din suflet. N-am terminat. Discuția e lungă și tu știi, așa că te mai aștept. 2 lucruri mi-au rămas în minte din discuția asta și cred că sunt valoroase. Timpul pe care îl petreci cu copilul tău este timpul în care
tu ești atent doar la nevoile copilului tău și el este atent doar la tine și la ce ai tu de spus. Ăsta e primul lucru. Și cel de-al doilea este cel despre exersat atitudinea de putere, pe care ar trebui să o învățăm, să o explicăm copiilor noștri. Îți mulțumesc încă o dată. Dacă vreți să ne faceți o sugestie, dacă vă place un subiect sau ați vrea să fie aici pe canapea o persoană pe care o admirați, vă așteptăm toate sugestiile pe info@thriveglobal.ro. De altfel, pe Thrive Global găsiți toate lucrurile interesante pentru a te face mai fericit, a te dezvolta, a face din tine omul pe care îl visezi. Vă mulțumesc din suflet că sunteți cu noi, vă aștept tot aici, să aveți o zi frumoasă!